Și am mai avansat cu sistemul de automatizare pentru un cazan cu peleți, ce va fi construit de Tom. Eu am doar partea de soft, să zic așa. Deci aici am așa, acum la pornire aerisește un timp destul de lung, e de ordinul minutelor. Deci aerisește, prinde bujia, bine, el face mai multe cu un actuator, împinge bujia, aprinde focul, dacă s-a aprins o retrage, dacă nu, în fine, repetă de mai multe ori pașii. De realtă, ce vreau acum să vedeți. Deci aici suflă cu aerisire cu 100%. Apoi trece la alimentare și acum o să aprind o bujia. A aprins-o și dacă vă uitați, crește turația. Deci ar fi aprins focul, crește turația până la valoarea care am ales-o eu, aproape 80%, da? Ok, acum începe regimul normal. Și la regimul normal am câte am ales eu, 3 secunde sau câte, pauză 15. E o turație de aproape 80%. Îl calculează mereu, încearcă să o corecteze. Pauză, să vedem cum e mai departe. Alimentează. Bun, și acum vom încălzi un pic. Ca să trecem în regimul de veghe. Trecut și în regimul de veghe, dacă vedeți, scade turația. Pauza este mult mai lungă, aproape un minut are. Și scade încet până la 10%, dacă nu mă înșel. Am pus eu. Temperatura să scadă. Și să trec chiar în regimul de funcționare normală. Ne lăsăm un pic să fie tot veche. Vreau să ridic un pic unul la 40, să vadă și pompa. Asta e pompa aici, de recirculare. Așa, vedeți pompa, să scadă temperatura. Și să zicem că termostatul de ambient de comandă de oprire. Vedeți, ventilația n-am mai pus. Apare ventilația la turație mare. Și după un minut se oprește acea ventilare și atunci intră chiar în sistemul de așteptare. Dar până atunci aerisește bine camera de ardere să nu apară explozii. Un pic și după să-i dăm drumul să vedem cam cum arată și acum o să vedem că sunt 33 de grade arată el aici, am un singur senzor după cum vedeți. Așteptăm, deci trebuie să treacă minutul ca să se stingă ventilatorul, să zic așa, naturație maximă. Cred că ar trebui să ne pun și o indicație, deși sunt ăștia 3 din dreapta sus. Gata, deci acum chiar s-a oprit. Acum a primit să cem comanda din nou de... Și vedeți, avem aerisire, se repete, se aerisește un minut, durația la 100% și tot așa mai departe. Cam asta e.